Primarul Constantin Toma a fost cel care a început seria discursurilor și a făcut un scurt istoric al semnificației zilei de 12 aprilie pentru Buzău. Astăzi Primăria Buzău începe seria oficială a evenimentelor legate de sărbătorirea a 1650 de ani de credință creștin-ortodoxă pe aceste meleaguri, de atestare documentară a numelui de Buzău, care ne face să fim mândri, să fim încrezători în ceea ce suntem. Suntem buzoieni, suntem români. Ministrul Culturii Lucian Romașcanu a vorbit și el despre importanța acestei zile și a ținut să îl felicite pe primarul Toma pentru proiectele de dezvoltare de la nivelul municipiului. Este o sărbătoare extrem de importantă și mă bucur că pot să vă adresez câteva cuvinte din această vremelnică poziție. Suntem binecuvântați să fi avut la fundarea acestor locuri, la acestui oraș, sacrificiul unui sfânt. Și trebuie să luăm lecția pe care el ne-a dat-o, sigur, în timpul pe care îl trăim, când nu suntem, și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, nu suntem obligați să dăm jertfă de sânge pentru ceea ce trebuie să facem, dar trebuie să dăm jertfă de muncă, jertfă de timp pentru educație, pentru tot ceea ce ne sporește, astfel încât să fim fii buni și demni ai Buzăului și ai lui Dumnezeu. În discursul său și președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a vorbit despre contribuția armatei și a Bisericii Ortodoxe Române în dezvoltarea Buzăului. În primul rând, înainte să vă salut, vreau să mulțumesc domnului primar Toma că îmi dă astăzi ocazia să fiu aici alături de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, înalt preasfinția voastră, că sunteți alături de noi și prin dumneavoastră vreau să mulțumesc la tot ce înseamnă Biserica Strămoșească, inima practic a noastră, a românilor și numai. Vreau să mulțumesc domnilor general prin dumneavoastră Armatei Române, care împreună cu Biserica și oameni într-adevăr de stat, în vremuri nu prea îndepărtate, a făcut ca astăzi să fim România care suntem acum. Manifestarea s-a încheiat cu inaugurarea noii expoziții de fotografie de pe Calea Eroilor.